Emisiune interzisă minorilor sub 16 ani. Bună seara! Duminică, la microfonul liber din Parcul Central al Chișinăului, lumea se înghesuia să vorbească la microfon și mai ales să abordeze subiectul considerat de ei important și revoltător al primelor de concediu pe care și le-au alocat deputații aleșii poporului în ultima lor ședință din sesiunea primăvară-vară, după care au plecat în vacanță. Au zis toată lumea în cor, în unison, că 30.000 de lei suplimentar la ce primesc ei e prea mult, e obraznic și e necesară o intervenție hotărâtă, probabil cu vreun protest. Azi am auzit că președintele țării convoacă Consiliul Suprem de Securitate al țării și am zis că iată cine e garantul Constituției și cine apără cetățenii în ultimă instanță. Dar după aceea de la știri am fost ușor dezamăgit, am aflat că e altul temeiul pentru care președintele convoacă mâine acel organ de securitate, ci că din cauza prea deselor decese ale soldaților înarmați obligator sau înrolați obligator, luați la oaste cu arcanul, care s-au întâmplat iată aproape în fiecare săptămână moare câte cineva ba la Bulboaca, ba la Bălți în unitate. Să vedem dacă vor face treabă mâine, dacă se soldează această ședință cu eventuala demisie a ministrului apărării. Cred că e absolut necesară dacă vor să mai rămână credibili ăștia de la guvernare în ochii noștri, în ochii cetățenilor, și poate la următoarea ședință vor discuta și despre acel tun dat de câte milioane de lei numai cu prima de 30.000 pentru fiecare dintre cei 101 deputați. Noi vom avea azi reportaje, imagini importante, cam de aceeași importanță ca și subiectele abordate la microfonul liber duminică. Vom începe cu o acțiune de comemorare, într-un fel, a celor 3 ani de protest zădarnic pe care i-a împlinit pe 12 iulie Tudor Pânzari, apărător al patriei, voluntar de la Căușeni, înrolat la războiul de la Nistru 92, deci nu era obligat, putea să nu se ducă cum au făcut mulți alți bărbați sau femei patriote. El totuși a lăsat bicicleta și s-a dus pe front să apere patria. A fost contuzionat acolo, s-a tratat mult timp. În 2002, cât era leșinat pe patul de spital aproape mort, i-a fost demolat blocul în care el avea un apartament cu 2 camere și de atunci omul e pe drumuri și se tot judecă cu instanțele de judecată. Chiar săptămâna trecută a mai avut un proces la Căușeni, la Curtea de Apel, unde nici primărie, nici Consiliul Raional, nici autoritățile centrale nu au delegat măcar oamenilor ca procesul să continue cumva mai repede decât în prima instanță, unde s-a chinuit 2 ani jumate. Ei bine, pe 12 iulie omul a împlinit fix 3 ani de când stă în corturi, în colibe pe care statul din când în când îi le demolează, în fața instituțiilor centrale, în fața guvernului, acum s-a mutat în fața Parlamentului și nimeni nu reacționează la acest demers, la acest protest al lui non-stop, maraton. 3 ani e totuși o viață de om. Asociația Hyde Park s-a solidarizat cu el, a ieșit acolo. Întâmplător i-am prins tot atunci pe deputați în ultima lor ședință în care se votau legi la pachet, la grămadă. Nimeni nu știe încă ce s-a votat acolo, dar știm că foarte multe sunt împotriva noastră, împotriva intereselor noastre. Și ce e mai grav, că această acțiune a noastră a fost ignorată și de către presă. Deci ce o să vedeți acum sunt imagini inedite, nedifuzate în altă parte. Dacă n-ați putut să participați acum la protestul nostru, vedeți aceste imagini, pregătiți-vă, poate veniți altă dată sau mergeți oricând la Tudor Pânzari să o susțineți. Poftim la ținere! Azi împlinesc 3 ani de protest. Dar pe unii e adămaș. Dar poate sunt la ghevoastre. Ia uitați-vă, 2 iulie 2010. Ați ajuns la pierd, dar nimic nu vă deprimiți. Băi, ajutați pentru domnul. Tudor Pânzari. Să vedeți mai bine ca comuniștii din loc. Incapabililor!
Eu vă sper să ieșiți din Parlamentul. Odată m-am adresat, ajutați-l, vă rog frumos. O să nu depinde de noi. O să puteți cu judecățile mai departe. Pare revoltător și descalificant pentru o guvernare democratică, parte pentru drepturile omului, parte liberală, dar care nu-i atrage atenția. Chiar dacă stă aici, în preajma lor, chiar dacă stă în fața guvernului, din contra, i-au creat numai piețe, i-au demolat de vreo câteva ori Poliba, i-au distrus portul. Asta mi se pare foarte colide! Al rezistenței. Autorități impotente! Rușine asta, parlament! Multe palate de apă, halal așa opoziție! Am luptat și pe urmă a făcut dosar penal. De ce? Că am susținut pe Tudor Pânzaru. Murim în fiecare zi în fața voastră, străini și umiliți în țara noastră! Rușine așa, parlament! Și iată o ocazie să vă exprimați și despre apărătorii patriei, fie că în armată, fie că sunt poliție, fie că iată să duc așa voluntari și își apără patria și după aceea sunt abandonați de autoritățile locale, de autoritățile centrale, nimeni n-are nevoie de ei. Putem comenta și despre aleșii poporului care, ați văzut, treceau fudui pe alături și urcau în mașinile lor de lux pe care le parcheau în mod ilegal, neregulamentar pe trotuarul din fața colibei lui Tudor Pânzari. Sau puteți comenta și comportamentul presei care a preferat să stea la fundul deputaților, a politicienilor, să vadă ce fâsuri mai trag ei și totuna nu ne-au avertizat despre ce legi s-au votat acolo. Dar n-au reflectat nimic despre protestul nostru care a durat mai mult de un ceas acolo. Chiar dacă ați văzut, era echipa de filmare de la Jurnal TV, la știri n-a apărut nimic, nu știm de ce n-au considerat ei importantă chestia asta. Sunați, vă rog, și comentați. 022-235-008 e telefon cu tarif normal. Sună cine vrea, cine reușește să prindă linia liberă. Până la ora 1 suntem în direct. Vă ascultăm. Alo. Bună seara, Oleg. Bună. Voi, Jurnal TV, atât ați filmat castelurile la deputații noștri. Pe lângă casteluri iau casteluțe, unde stă și un câine, ia că lasă de-i câte un castel, din sunt parte la omul ăsta. Te-ai întrebat, voi aveți, dați din unde aveți, nu mai din bunget, dați la ce aveți voi. Doamnă, dar cu 30.000 primă de concediu numai, de vacanță, de la câți deputați, dacă s-ar strânge cele 30.000, ar putea să-i cumpere lui corect, Tudor Pânzari casa? Corect, halal de ei, halal de ei. Și în privința armatelor, întrebați-a ca din deputați, da? Din cineva din ficiorii lor face armată? Întrebarea e logică. Cineva din ficiorii lor, unii au făcut armată ei? Poate fiicele lor fac armată. Poate. De mercenari, poate, cu salariu mare. E ca întrebare la direct. Că ei dorau ficiori. Unii au făcut armatele ficiorilor. Clar. Mulțumesc pentru intervenție. A fost primul apel și doamna am înțeles că e de acord cu mine. Am primit la redacție mai multe scrisori. Una mi-a fost adresată mie direct, sau de fapt lui Ghenadi Brega. E vorba de un răspuns de la Inspectoratul de Poliție Buiucani, care îl informează pe fratele meu după ce el i-a sesizat că avea dreptate când a scris plângere atunci în cafeneaua de la Barul Uniunii Scriitorilor. Când am sesizat faptul că nu se dau bon de casă, iar în bonul de casă nu scrie toate produsele pe care le-ai cumpărat, toate serviciile de care ai făcut uz și condica de reclamație nu e întocmită conform legii. Cu semnătura lui Grigori Copii Mulți, care-i
șeful inspectoratului de poliție, dar de fapt ca executor e același Igor Reul, care m-a amendat și pe mine și pe Ghenadie în aceeași zi. Ni se spune că sesizarea poliției a fost adresată Agenției pentru Protecția Consumatorului și de asemenea la adresa Direcției Generale Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii. Să sperăm că o să se soldeze această sesizare cu niște amenzi, cu niște avertizări, pentru că cel puțin agenții de poliție au constatat încălcări în semnalul dat de mine și de fratele meu. Dacă vă amintiți, cu vreo două săptămâni în urmă v-am pus și imagini video de acolo, dacă nu le găsiți pe Curaj TV. Alo! Bună seara, Oleg! Bună seara la toți telespectatorii și radioascultători. Eu sunt al doilea. Bună! Spui că patrioti și apărători ai patriei, dar eu consider altfel. Ăștia apărători care i-au apărat pe ăștia, funcționari și deputații noștri. Care țară apără? Și asta e țară? Eu e insula artificială. Dar ieri vinem de la Ungheni, vreau să spun în public. Vinem și nici nu erau toate locurile ocupate, ne oprește un domn. Domnule, prezentați-vă. Mi-a refuzat. Zic, în primul rând, pe urmă nu știu care, spune că e agenții de patrulare, nu știu. Zic, nici nu aveți dreptul măcar să-l opriți, mai ales când nu ieșise din oraș, din Ungheni. Când încalcă șoferul, da, eu sunt acela care... Cer socoteală. Ilegalități, dar acum am observat și ni s-a încărcat telefonul și zic lui Rodica, hai jos și filmăm. Ei, de filmat n-am mai reușit, că eu nu pot, de-am, după cum știe toată lumea. Zic, cine v-a dat voi să-l opriți? Zic, dar unde-i scris că nu am drept să-l opresc? Dar eu întreb, zic, dar unde-i scris că ai drept să-l oprești? Și așa, și până la urmă, am tocmit un proces verbal. I-am spus șoferului, m-am prezentat cum mă numesc, zic, în caz ieși atacă instanța de judecată, eu am fiu ca martor sau susținător. Dar referitor la Tudor Pânzaru, apoi nu că să mai zicem 30 de mii, dar deputații fiecare a dus și 300 de mii putea să-i dea de atâția ani. Mai ales luând în considerație că am auzit toată o informație că Oleg Voronin la un cazinon jumate de oră, el a pierdut 40 de mii de euro. Vocea Basarabia o transmis preluat din ziarul Flux al Roșca. Așa că ei numai să dorească. Dar ei își doresc după... Sau când ar să mai iasă o lege ca acum în România, să-i întrebe de unde aveți venitul ăsta, de unde coasă milioanele astea, toată imobilul, tot imobilul ăsta a vostru și tot așa mai departe. Nimeni nu vrea, nu se dorește. Noi avem legi despre conflictul de interese, despre declarațiile de venit, mai ales ale funcționarilor publici, dar cum societatea civilă e strangulată, e mică, e neputincioasă, e dependentă de granturi și deseori înregimentată politic, nu prea veghează și nu prea știm ce se întâmplă. Avem agenția ce de integritate, sau cum se cheamă el, CNI-ul acela, care e condus și el de niște oameni corupți sau despre care circulă zvonuri că ar fi și ei milionari și ar avea averi nejustificate. Centrul Național Anticorupție de asemenea, ce să mai aștepți de la organele de control de stat? Ăsta cum se cheamă? Curtea de conturi de asemenea e controlată politic și nicio speranță să se facă ordine vreodată. Cât timp nu o să cerem noi cetățenii de rând, mai ales când vine ocazia să mergem la alegeri, să cerem politicienilor un comportament responsabil și nu doar promisiuni. Că o să venim noi și totul șadă la pușcărie. Vă amintiți Filat cum promitea? Comuniștii o să intre la pușcărie. Da? Vedeți vreunul care a intrat la pușcărie după 4 ani de guvernare anticomunistă? Eu nu văd. Alo, vorbiți. Alo. Da. Vorbiți, sunteți în direct. Bună seara. Bună. Grigore îmi spune. Da? Al doilea Grigore. Da. Eu sunt de acord cu doamna care a vorbit mai înainte că copiii la guvernanții noștri nu preslujesc, nu vedem noi că slujească. Și încă un caz așa mai la 7 aprilie când a fost tot, cum spuneți voi, jos comuniști astea, copiilor nu erau la miting acolo, n-am văzut eu copiii de-a lor. Unul prin Șvețari, altul prin Austria, prin toate țările care vrei, dar acolo o trimăs copiii cei mai simpli de la țară și hai jos comuniștii, dar de-a lor tot n-am văzut. Eu sunt de acord cu doamna și
Vă doresc situațiile bune. Mulțumesc. Nu știu de unde bune în așa condiții. Se pare că nu doar la armată sau la proteste sau la poliție maltratați ajung mai puțin sau deloc neamuri, copii de demnitari, dar și la pușcărie. La închisoare n-am prea auzit să stea cineva privat de libertate, să fie condamnat cineva din anturajul lor, de familie sau de partid. Oameni de rând însă care au făcut temir ce păcat sau nici măcar n-au comis nimic, ajung și umplu pușcările care acum se pare arhipline, pentru că de câte 10 ani n-a mai fost nicio amnistie. Ei bine, dintr-o astfel de închisoare, am auzit că-s vreo 14 în toată Republica Moldova, din una dintre ele, de la Bălți, am primit recent niște imagini video cu o mărturie a unui deținut, care săracul s-a săturat să tot aștepte să ajungă presa la el și a găsit o posibilitate să se autofilmeze și iată-l cu o adresare ministrului justiției, societății civile, opiniei publice, o strigare de disperare. Tot din aceeași închisoare ați văzut mai devreme imagini cu colegi de-ai lui de cameră sau de închisoare care și-au tăiat venele, și-au tăiat burțile pentru că nu li se dădea voie să ajungă colete la ei. Acest tânăr Bezman se plânge că a fost etapat prea departe la Bălți când familia lui e tocmai la Cahul, câte sute de kilometri până acolo. Vedeți, vă rog, adresarea zguduitoare din închisoare. Domnule ministru de justiție, eu condamnatul Bezman Serghei mă adresez dumneavoastră cu rugăminte să vă implicați să opriți fără de legile din penitenciar, din departament. Eu din enumerate ori m-am adresat la doamna Dabija cu rugăminte ca să mă etapeze mai aproape de casă. Dar dumneavoastră îmi dă răspuns că eu sunt violator al regimului. În penitenciară un Caraclie, un bloc întreg de condamnați, un violator al regimului. Din ce cauză? Pe mine m-au etapat tocmai la Bălți. Ei îmi spun că eu acolo fac probleme, că am organizat, organizator, s-a format grupul, nu știu, acolo, care eu nici idee n-am despre ce merge vorba. Problema intră aceea, că anterior eu am scris câteva petiții pe un colaborator al administrației numărul 1 Taraclea, pe fostul operativnic Malina, care își bătea joc de rudele noastre și nu corespundea cu funcția pe care o deținea. De ce dacă ei spun că așa e de bine, tete, cum ce cade, nu, sunt întrebări cu mâncarea, cu portările, cu toate cele, cu regimul de prin penitenciare. Deci nu permit la jurnaliști, postul televiziune să ne viziteze, să vorbim cu ei, să vadă, să arate la lume, într-adevăr, și în penitenciare și să petrece aici. Eu aș vedea-o pe doamna care vorbea la televizor. Mănâncă e mâncarea care se dă aici. Când văd că așa se mai împlasă, așa mai ieșe din trânsa, nu știu ce, că-i doamne ferește. Dar când fiecare zi mănâncă pe stalova asta la cuhnă aici. Domnule ministru de justiție, eu nu am bani să le dau la corupție din departament și din penitenciare. Comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Am dreptul să fiu fericit aici, în țara mea. Vă îmbogățiți pe seama părinților mei, iar eu le duc tot. Mișcarea populară antimafie este o șansă. Sunt Sergiu Mocanu și vă aștept în fiecare miercuri la 20:30 în direct pe antimafie.md. Așadar, omul strigă din închisoare, în disperare, la ministrul justiției sau la oricine de la guvernare, măcar să-l ducă mai aproape de casă, că el n-are bani
să acopere gura șefilor de penitenciare, a șefei departamentului instituțiilor penitenciare. Alții probabil plătesc ca să stea aproape de casă, iar el are acest drept prin lege și nu poate să-l plătească, dar nici nu poate să tacă despre câte fără de legi vede că se întâmplă. Și acel tânăr din închisoarea de la Bălți ne mărturisește în interviu, auto-interviu mai lung, publicat integral pe Curaj TV, mărturisește și despre faptul că mai ieri, alalt ieri, colegii lui de celulă s-au tăiat în semn de protest și nimeni nu a reacționat la acest protest al lor, sângeros, disperat, dar care e o formă de exprimare acolo în închisoare. Sunați, vă rog, și comentați ce ați văzut, ce ați auzit sau ce nici noi nu știm și ați putea fi ca primă sursă de informare pentru noi, mass media. 235-008, vă ascultăm. Sau prin Skype, ne numim Inamicul Public. Alo. Vorbiți? Skype, Inamicul Public. Da, bună ziua. Bună dimineața, deja ai trecut de miezul nopții. Dacă am început asta, vreau să spun dacă ai văzut cazul la Varnița. Da. Cine să ne apere? Noi avem o armată valoroasă cu niște arme pierne să ne apere. Ne atacăm satele, așa zice, pacificat. Domnișoară, îmi pare rău, nu se înțelegea nimic din ce încercați să ne spuneți. Vă rugăm să faceți o conexiune la internet mai bună sau încercați să ne contactați prin telefon. Dacă nu și nu, publicați opinia noastră pe Facebook, eu o să încerc să o citesc sau trimiteți-o prin SMS la numărul scurt 1050 și el, părerea o să apară pe ecranul televizoarelor, dar așa prin Skype nu se înțelegea nimic. Mai încercați, vă rog. Mai am o scrisoare de la Simeon Jereghi, tot din închisoare, care ne spune următoarele. Vă rog să dați citire acestei scrisori în emisiunea Inamicul Public. După cum cunoști, prin denunțurile care au fost trimise la emisiunea ta în mai anul trecut, la penitenciarul 5 din Cahul au fost maltratați cu cruzime doi deținuți minori, Ion Catană și Vladimir Curjos, bătuți de către șeful penitenciarului 5, Alexandru Malina, și de colaboratori alții, printre care se afla și Ion Racoviță. Pe acest caz, cu multe obstacole, totuși a fost pornită o cauză penală de către Procuratura Militară, dar până în prezent nu au fost trași la răspundere niciunul din acei colaboratori care au maltratat minorii. Unul dintre acei doi minori, e vorba de Vladimir Curjos, care atunci avea 15 ani, deja nu mai este în viață. Consider că asta s-a întâmplat și cunosc și detalii, s-a întâmplat din vina presiunilor psihologice pe care le-a avut în cazul maltratării de la Cahul. În 2012, dezvăluind cazul maltratărilor acestor minori, mă aflam în biroul șefului penitenciarului 5, Alexandru Malina, și acesta mi-a declarat clar că Vladimir Curjos va deveni bulangiu. Și așa și s-a întâmplat. Peste 3 luni, aflându-se în penitenciarul de la Lipcani, Vladimir Curjos, în modul indicat, a fost declarat bulangiu și a fost etapat în penitenciarul 13 de la Chișinău. Iar după depunerea mărturiilor suplimentare la procuratură, a fost găsit peste 2-3 zile strangulat în celula în care se deținea, după cum cunosc eu. Din motivul presupunerilor și a faptului că a fost umilit și pentru că a fost etapat înapoi la Lipcani. Așa că Oleg, Alexandru Malina, are legături mari și consider că pentru toate crimele comise de acest criminal, el nu o să poarte răspundere niciodată. Cu stimă, Simeon Jereghi, scrisoare din 11 iulie. N-am înțeles exact ce e cu etichetele și cu numele și cu gradele și statuturile astea de bulangiu sau mai nu știu cum, dar înțeleg că fac parte din slang-ul, din limbajul închis al închisorilor și sunt niște ranguri care se acordă, își acordă între ei deținuții, în dependență de care are mai multă influență, de care e mai puternic, mai vânjos, etc., etc.
Se pare că acel copil a fost umilit atât de tare încât a trebuit să se sinucidă. Și era unul dintre victimele, zice Simion Jereghe, unul dintre victimele angajaților penitenciarului care l-au maltratat la Cahul. Sunați, vă rog, povestiți, vă ascultăm. Alea, bună dimineața. Bună. Oleg, am auzit o întrebare. Alo? Da. Am auzit o întrebare la tine când ai spus că Filatul a spus că să bage comuniștii la împușcării. Dar pe dânsul și să-i bagi în pușcării? C-au furat ei țara comuniștii întâi, acus o apucate X împrumută de milioane. Cred că ar fi datori și copiii la copilul meu. Și cred că așa și mai departe și noi n-am să mai scăpăm din datorii. Așa că nu trebuie să dăie cu deștile în ochiul unul altul, că să bagă pușcării. Mai bine ori faci și regulă în țară, că să fie măcar câte zile mai avea pe pământ, o lecuță cât de binișor să mai avem și noi în țara asta. Că e o sărășie din bate cușa de acum pământ, nu în sus. O seară bună! La revedere! Înțeleg revolta dumneavoastră. Totuși, țineți cont că ei sunt politicieni și acum, în opoziție fiind Voronin de asemenea, zice și nu doar Voronin, dar și prietenii, colegii lui tineri din partid, că ăștia trebuie băgați la pușcării, trebuie împușcați sau pedepse din astea cât mai spectaculoase. Și toată lumea îi aplaudă, dar după aceea o să ajungă la guvernare și mă tem că nu o să facă mare brânză nici Voronin, mai ales că nu o să aibă majoritate și va trebui să conteze pe vreo guvernare de coaliție cu cei care sunt acum la guvernare. Așa că, de grabă, nu așteptați schimbări în comportamentul lor dacă veți continua să-i votați tot pe ăștia care guvernează acum sau care fac opoziție acum. Vă ascultăm. 235-008. Cineva trimite niște glume pe telefonul meu mobil, dar nu o să le citesc pentru că nu mi se par rezonabile. În schimb, pe pagina noastră de Facebook am o părere interesantă de la Pavel Răileanu, concetățean al meu de la Sângerei. Zice, e mare jale în procuratura din orașul Sângerei. Acolo ei nu fac dreptate, ci fac bani. Nu au nimic comun cu justiția. Nici nu se gândesc să facă dreptate. Procuratura se supune direct lui Gheorghe Brașovski, fost primar de Sângerei, actual deputat. Dacă ar face un control primăria din Sângerei, la primărie din Sângerei. Îmi pare că domnul deputat nu va mai rămâne în Parlament, dar chiar se va duce în pușcărie. Din motivul ăsta, el ține sub control situația. Procuratura știe foarte bine ilegalitățile lui de pe timpul când era primar. Nu fac nimic, din contra, fac așa ca să nu se afle nimic. Până când o să se schimbe atât de tare guvernarea, încât nu o să mai poată controla totul și vor intra la pușcărie cum au intrat atâția foști premieri, foști miniștri, foști deputați, în țările vecine, că la noi încă nu vine bucuria asta. Alo! Vorbiți! Alo! Alo! Drag. Alo! Da! Добрый вечер, уважаемая программа! Огромное спасибо всему коллективу ТВ журнал и вам лично, Олег Брега. Не посчитайте это за комплимент. Но ваша программа единственная, которая борется с беспределом в нашем государстве. Из прессы, из газеты «Панорама». Она, правда, молодая, и данный коллектив пытается осветить проблемы жизни людей, и на этом заканчиваются средства массовой информации. Остальные выполняют заказ коррумпированной власти. Не беру перечислять, попрошу только одно. Имейте совесть, завтра и вы попадете беспредел преступников. Я уже обращался в вашу программу и озвучивал беспредел власти. Мой брат стал жертвой клана Дьяковых. Прокурор города Иван Георгиевич Дьяков организовал преступную группу из полицейских прокуроров, имея на службе убийц, судей, и он бусуёк. Однако это им не мешает судить безвинных людей, чтобы скрывать преступления узаконенных преступников при власти и распоряжение генеральной полиции. Пыточные квартиры. Мирча Чалбатрын, 15, квартира 68. Бандиты в погонах разъезжают на машинах. Opel белого цвета SDM 744. Люди, берегитесь этой квартиры и этих машин.
Вокруг генерального прокурора орудуют сообщники. Новый генеральный прокурор не контролирует прокуратуру. О каких изменениях он говорит? Мой брат Анатолий Романчук сейчас находится в ПТУ 16. Прунку, инвалид, возраст 63 года. Убийца Ион Бусуёк вынес приговор 20 лет. Моего брата лишили возможности даже обжаловать приговор в апелляции Кишинева. Нарушена Конституция. Господин президент, что вы можете сказать об этом? Уважаемые сограждане, не ругайте людей за колючей проволокой. Они в большинстве невиновны, а срока им дают, как воронам. Полностью торговлю оружием, наркотиками контролирует прокуратура и полиция. 80% преступлений, совершаемых в Молдове, разрабатываются и притворяются в жизнь сотрудниками полиции. Бывшие осужденные – это лишь инструмент для реализации своих планов. Олег, наша просьба к вам, к редакции газеты «Панорама», посетите жертвы произвола ПУ-16 пункту и полностью осветите данную тему. Может, этим вы хоть немного приостановите этот беспредел. Фамилию одной жертвы я вам даю, Романчук Анатолий Георгиевич. Об остальных он вам назовет. Последняя надежда на вас. Ждут жертвы по тюрьмам и лагерям. Дорогие сограждане, выскажите свое мнение через телевидение и газеты. С большим уважением, Николай Романчук. Mulțumesc, domnule Romanciuc. Elena Constantinov pe Facebook tot așa se întreabă. De ce totuși nu dau voie jurnaliștilor să intre în penitenciare, să vadă în ce condiții stau deținuții? Sau e atât de strașnic? Eu am reușit să intru în penitenciarul 13 doar în sala lor festivă, când s-au dat niște spectacole, niște distracții acolo de către deținuți și ne arătau chestii frumoase, lucitoare, melodioase. Dar să intrăm să vedem în ce condiții trăiesc la penitenciarul 13 sau în oricare alt penitenciar. N-am avut niciodată ocazie. De fapt, am intrat odată la Pruncu ca să ne arate că s-a construit un bloc acolo pentru femeile care nasc copii sau care îngrijesc copii. Tot așa, pocazuhă din asta cu bani occidentali și trecând pe niște coridoare ca să nu intrăm în contact cu deținuții, ca să nu vedem în ce condiții trăiau ei. Și vedeam doar printre gratii cu priviri de lup, cu priviri fometate sau supărate. Și asta ne-a îngrijorat. Înțelegem de ce nu ne lasă să intrăm acolo, pentru că au ce să ascundă. De aceea, oameni buni, mai ales care aveți rude după gratii sau care sunteți după gratii, faceți tot posibilul, mai ales că știu că foarte mulți aveți telefoane mobile acolo. Filmați, fotografiați, trimiteți la libertate să se știe ce e acolo. Nu mai stați doar la discuții cu neamurile voastre și vă satisfaceți necesitățile proprii și personale. Ajutați la schimbarea acestui sistem și corupt, și infect, și aducător de suferință și de tristețe. Ajutați-ne să documentăm viața de după gratii, pentru că oricine poate să ajungă acolo în locul vostru sau alături de voi. 235008 cu prefix 022. Sunați și cuvântați, dacă nu, citim de pe Facebook. Alo! Bună seara, domnule Oleg Brega. Bună. Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Pe 5 iulie în satul Colipaș, în raionul Cahul, a avut loc un accident. O mașină cu numere de Marea Britanie a fost fugărit sau mama cu stop a început să se ia după mașină în localitate. Băiatul i s-a făcut frică așa, și nu s-a oprit. Și ei cu viteză mare l-au spre a face accident. După aceasta, ei au consătenii, le-au răsturnat mașina poliției. Și după asta au chemat poliția doar să declare ceva la poliție și au luat și au închis până și în ziua de astăzi. Și nu știu de ce este așa perie. I-au chemat doar pe detalii. Așa ceva. Nu știu care e întrebarea dumneavoastră pentru mine, dar nici nu cred că am un răspuns calificat. Eu nu sunt jurist. Neapărat întrebați pe cineva care a făcut facultatea de drept sau a citit niște lege în mână. Altfel s-ar putea să nu obțineți dreptate.
cine a greșit acolo, acela să răspundă. Puteau să greșească ambele părți, și cei care alergau cu mașina după oameni și i-au accidentat, și cei care au răsturnat mașina, s-ar putea să merite și unii și alții pedepse administrative, penale sau de care prevede legea. Dar neapărat, v-am zis, cereți avocați de la stat dacă n-aveți venituri mai mari de 1500 de lei pe lună sau cumpărați serviciile unui avocat, a unei avocate, cu banii voștri. Împrumutați de unde știți, dar neapărat trebuie să mergeți pregătiți în instanțe, chiar și la procurori. Victor Camerzan zice pe Facebook, în Armata Națională se petrec foarte multe cazuri ilegale și neregulamentare. E un sistem moștenit de la sovietici. Cred că Armata Națională e doar o risipă de bani, jos ministrul apărării. Mie îmi place ministrul ăsta doar pentru că admite că armata de mercenari, armata profesionistă ar fi de preferat, dar nu l-am văzut în mandatul lui cât vreo 2-3 mandate a avut până acum, n-am văzut să facă niciun efort, niciun demers ca să schimbe armata obligatorie pe armată civilizată, occidentală, capabilă să facă față provocărilor. Și de aceea, pentru că am mai admis și aceste morți de ultimă oră, aș fi tare bucuros să-l văd destituit la ședința CSM-ului de mâine, sau cum se numește, CSS-ului, Consiliul Superior de Securitate. Alo! Vorbiți! Să mai citim, dar de pe internet. Pavel Răeleanu, tot de la Sângerei, vrea să clarifice ce s-a întâmplat la Sângerei. La începutul lunii februarie 2010, el a ieșit afară de la discoteca din Sângerei, când înăuntru era cald. În fața lui, la 5-7 metri, o persoană necunoscută, pentru el, acum se socoate victime, Andriuță Nicolae, ținea de gât pe la spate o persoană din sat la mine, Gheorghe Mândru, din Prepelița, și nu-i dădea voie să ducă în drumul lui. Eu văzând asta, am strigat la dânsul să-l las în pace, dar nu m-am mișcat din loc. După ce el s-a lăsat și s-a pornit spre mine, ajungând la mine, m-a apucat de gât, a început între noi un fel de ceartă, pot să o numesc și așa, și nici de cum nu ne-am bătut. Ne țineam unul de altul de haine, la un moment dat a ieșit o persoană din discotecă. Acea persoană s-a constatat a fi Doltu Alexandru, care e pe același dosar, aliniatul 2, articolul 287. Dosarul e disjungat și a fost numai ședința preliminară. Ședința de judecată a fost amânată pentru luna septembrie. Și ce vrea să-mi spună băiatul ăsta? De ce îmi povestește toate circumstanțele astea? Găsește un avocat, arată-i toată asta. Sunt multe lucruri interesante care merită investigate despre acești indivizi. Vom trăi și vom vedea cu ce se va termina aceasta. Părerea mea este că e foarte grav câte ilegalități se comit și lumea se teme. Vreau să menționez într-adevăr, se teme. Au frică să nu ajungă în așa situație ca mine. Dar poate e și mai grave. Atâta timp cât poporul va tace, personaje de genul acesta vor continua ilegalitățile și mai mari. Și omul zice că n-are nimic cu Gheorghe Brașovski și cu Maria Condorache. Să nu se facă speculații pe chestia asta, că n-am treabă cu partidul lor. Totuși, oamenii spun că... El spune că oamenii ăștia s-au implicat în dosarul lui și s-ar putea să aibă el de suferit din cauza implicațiilor politice. Oricum, textul omului l-am publicat pe Curaj.net, cu tot cu video. Cine vede, lasă citească și să înțeleagă să ia atitudine. Vreau să vă propun acum un material video filmat la Căușeni de către Natalia Jurminski, o colegă a noastră, care îl urmărește pe Tudor Pânzari, merge cu el la procesele lui de judecată, chiar dacă acelea se întind pe durata, iată, a câtorva ani, pentru că dânsa vrea să facă un film documentar despre Tudor Pânzari. Cu această ocazie, iată, în fața primăriei Căușeni, l-a întâlnit pe un alt fost voluntar de la Nistru, deci tot veteran de război, care și el e suferind, și nu din cauza că i s-a demolat casa de către autorități, ci pentru că casa i-a fost udată, inundată de către ape, de către intemperiile naturii, și autoritățile locale nu fac nimic ca să-l apere pe el și pe alții de aceste cataclizme. M-a adresat la Consiliul Raional, la președintele Ciontoloi. El a dat scrisoarea aceea, că am zis, formați o comisie și veniți acolo și vedeți la fața locului. Nu a venit acă de grabă a să împlinească o lună, de când ei toți gândesc să vie și nu vin. Așa. Pe urmă m-am adresat de-a mă verbal.
și la primar. Și acum iar am venit la primar, la viceprimar. Nu trebuie să-i scoate apa aceea care e așa în deș. Nu trebuie să-i scoate, mi-a chicat și soba, că s-o răzmuiet și-a chicat soba. Că acolo stihie e stihie. Mi-a rupt ușa, s-a ars frigiderul. Eu vreau măcar să-i întâie, să îndreptăm drumul apa, să nu vie la mine o gradă, că e din deal și vine drept la mine în poartă și în o gradă. Și nu ne-au mai dat măcar un grader, am zis să dăi un grader să facă ordine pe drum. Dacă așa e la căușenia noi, avem autorități, mulțumim. Ne ducem la alegeri? Da, e alegeri. Suntem primii, dintre primii când la alegeri. Dar rău facem că alegem listele, aia și fac listele. Acolo te hălășiuga se bagă și ne fac da, probleme. E că am auzit la radio tot timpul, auzăm căușenii, de aia s-a chinit la Dumnezeu și am văzut. După cum vedeți, nu e singur Tudor Pânzari, iar acest domn zice că, de fapt, au de suferit acești amărâți, voluntarii, combatanții, altă lume, au de suferit pentru că nu sunt uniți, pentru că nu sunt organizați, mai ales când au dureri, cauze comune pentru care să iasă la proteste, pentru care să facă ceva împreună. Ați văzut, Tudor stă de 3 ani singur și îl susține, iată, mâine are un proces la Curtea de Apel sau la Judecătoria Centru, aici pe Bulevardul Central, și a venit să-l susțină doar nevasta și cu nepoțica. Alți combatanți mă cam îndoiesc, sau voluntari, sau alți suferinți, mă cam îndoiesc că o să vină să-l susțină, să-l asiste pe Tudor Pânzari la acel proces de judecată. Iar la Căușeni, vă amintesc, omul se judecă de 2 ani jumate. Prima instanță și acum a doua ședință s-a prezentat la Curtea de Apel, Bender, care e tot cu reședința la Căușeni. Și iar n-a venit judecător, bai la o ședință, bai bolnav, și acum pauza e chiar sine die, adică fără termen. Grefiera i-a zis că noi o să vă mai cităm în scris. Și așteaptă Tudor să-ți se facă dreptate. Omul ăsta tot așa, degeaba s-a adresat la autorități, îi prevină inundarea pe viitor măcar, să nu vină apa din deal toată în curtea, în casa lui, că autoritățile strâng de umeri și nu fac nimic. Da, probabil, bani sunt pentru astfel de cauze. Dar se duc acei bani să-și cumpere ei mașini, să-și repare ei gardul, să-și facă o vilă nouă, etc., etc. Ce am ales, aceia avem. Cât îi lăsăm, atâta ne prostesc. Sunați, vă rog, și comentați. 235-008. Vă ascultăm. Alo? Da. Добрый вечер. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Вот бесполезно, мне кажется, говорить о деталях, когда проблема в общем. Вот вы как более разбирающийся в правовых вопросах человек, можете подсказать один выход легальной смены власти? Вот, например, не просто выйти с камнями на улицу, да? А, например, вот путь поставить царя. Потому что если есть одна ответственность, его можно просто решить одним вопросом – убить царя. А вот эта демократия, когда их разводится, как тараканов много, а потом каждый себе забирает в отпускные по 30 тысяч, это просто, знаете, очковтирательство. Демократия невозможна, когда нравственность низкая. Вот как сменить эту власть? Например, народу они не нужны. Не нужны ни правые, ни левые, ни коммунисты, ни демократы, никто. Им нужен порядок. Как сменить эту власть? Вот вы об этом скажите. И потом дайте в интернете, в своих блогах, например, вот петицию такую, чтобы все подписались. Dacă ar fi de atât de simplu, doamnă, s-ar rezolva simplu. Eu cred că lucrurile sunt foarte complicate și e bine că sunt complicate, nu se rezolvă ca în țările astea nedemocrate, în Asia, în Africa, printr-un puci, printr-o lovitură de stat sau printr-o revoluție cu pietre, cu pistoale și cu automate. Am schimbat puterea, am spânzurat țarul și gata, am schimbat conducerea. Democrația, spunea un om de stat occidental și tare bine a spus, e o chestie imperfectă, foarte proastă, greoaie, consumatoare de energie.
dar până acum încă n-a fost nimic mai bun decât asta inventat. De aceea, mijloacele democratice în mâna noastră sunt alegerile. Haideți să cerem alegeri cât mai des. Eu sunt adeptul alegerilor o dată pe an, toamna, să nu mai rom boboce. Dacă n-au făcut treabă, votăm și dăm pe alții la guvernare, pentru că avem vreo 40 de partide, dar până acum numai vreo 4-5 au fost la guvernare. Protestele, ieșiți în stradă în fiecare zi, și azi am participat la vreo câteva proteste, și la primărie, și la ambasada franceză. Scrieți petiții, dacă nu vă răspund satisfăcător la petiții, dați-i în judecată, și astea sunt vreo 4-5 instrumente legale, democratice, prin care puteți influența luarea de decizii. Nu e necesar neapărat să schimbi puterea. Poți, orice putere ar veni la guvernare, votată de tine sau votată de alții, să o pui la treabă, să-i sufli în ceafă în fiecare dimineață, să-i spui de existența ta, să-i spui ce probleme ai tu și să-i ceri să-ți rezolve problemele tale, pentru că pentru asta există demnitarii de stat, funcționarii locali, funcționarii guvernamentali. Trebuie să simtă prezența noastră. Dacă noi însă am votat și 4 ani așteptăm să facă ceva pentru noi, o să avem o dezamăgire din al doilea, al treilea an. Pentru că la televizor o să ne spună că totul e bine, dar noi pe pielea noastră o să simțim că e prost, că e rău. Deci, în aceștia 4 ani între alegeri, noi trebuie să facem foarte activ câte ceva. E cineva la telefon. Bună dimineața! Bună seara! Bună! Mă numesc Eșan Zinaida, sunt din satul Zaim, raionul Căușeni. Da, doamnă? În 1987, eu am intrat la lucru la Bender, se numea pe vremuri UPP Maiac, unde lucrau invalizii orbi. Și am lucrat eu până în 1994. Și gata, pe noi ne-au alungat pe toți acasă. Știți, de atunci trăiesc numai din pensie. Tare aș dori ca raionul Căușeni să deschidă o așa întreprindere unde să putem lucra, fiindcă noi încă mai suntem de ajutor statului. Să putem lucra la o întreprindere o pe Maiac. Să mai câștigăm și noi câteva bănuți acolo pentru casă, pentru familie. Ajutați-ne, vă rog. M-am adresat și lui Tarlev și lui domnul Filat și mi-a spus că da, o să rezolvăm și această problemă. Și văd că totul e pe loc. Dar aceleași... de ajutat și de lucrat. Aceleași instrumente legale vă sunt la dispoziție. Petiții, procese de judecată, proteste stradale. Și Sara Mira, cineva cu pseudonim pe Facebook, mă întreabă de ce emisiunea ta e difuzată la ora atât de târzie, dacă ar fi mai devreme, ai avea mai mulți privitori. De acord, poate nu-și dorește nimeni ca această emisiune să aibă mai mulți privitori. Iată, vine acum și o vacanță, s-ar putea să revenim abia în august, peste 10 zile, emisiunea asta se va închide. În această vacanță faceți demersuri, trimiteți scrisori la administrația Jurnal Trust Media, la CCA, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, individual la cei care conduc sau știți că dețin acest post de televiziune. Cereți-le ca emisiunea să fie mai devreme. Convingeți-i pe cale legală. Faceți un protest aici jos, vin și eu și vă susțin. Dar mă tem că nu o să cereți și o să așteptați pară mălăiață în gură de nătăfleață. Și nu o să fie. Iată, pe 9 august emisiunea împlinește 3 ani și mereu a fost la aceeași oră foarte târzie. Dar poate că e mai bine așa, că acum ne privesc și demnitarii care au terminat de muncit în slujba țării, stau acasă cu nevasta sau deja și nevasta doarme, sau soțul, depinde de ce gen e demnitarul, demnitara, și ei se uită la televizor să vadă cu ce mai respiră poporul. Spuneți-le, gândiți-vă că ei vă văd, vă aud. Alo, prin Skype. Oleg, bună dimineața. Bună. Uite, în privința la filmulețul de la Căușeni, chiar am așa o întrebare. Domnul se plânge că nu i-a dat un grader, nu i-a dat o tehnică oarecare să-și facă un adăpost, nu-i purgă apă în beci, da? Dar omul ăsta singur nu a putut să sepe cu hârlețul la urma urmei, să-și facă un adăpost, nu curgă apă în casă. Pune-mi, te rog, așa un lucru. Bun, eu înțeleg când vine năpastea așa e mare peste noi. Noi trebuie să ne apărăm singuri cu mâinile noastre și pe urmă să căutăm cine e vinovat. Dar nu să căutăm la urma urmei cine e vinovat, dar singur să intervenim, să ne apărăm bunurile noastre, dar nu să dăm vina peste cei pe alți oameni. Asta nu e corect, eu cred, din partea lui. Totuși, fii de acord, în drum, în spațiu public, n-ai voie să intervii cu construcții de care ai tu nevoie. Zilele astea era foarte mediatizat
un caz cu unul care și-a amenajat curtea, a investit o grămadă bani, a pus flori, chestii acolo și acum s-a trezit de către vecini reclamat la poliție și a trebuit să plătească amenzi, că unul și-a zgâriat mașina, că altul și-a rupt ștrampe, etc. Tu nu poți să faci bine pe spațiu public în interesul tău cu forța. Trebuie să coordonezi cu primăria, cu autoritățile. Așa și ăsta nu poate să-și facă diguri pe drumul public. Trebuie primărie să ocupe de chestia asta sau să-i dea lui autorizație, cel puțin. Dacă din tot drumul, din deal, vine apa cu vârtej mare și se bagă lui în curte, el ce diguri trebuie să facă? El cum să intre în curtea aceea? Două secunde și îți lămuresc tare simplu. Digul se face la hub, la gard. Acolo poți face un fundație și tare simplu apa ocolește o gradă. Bun. Înțelegi? E adevărat, sigur. Și există metode tehnice o grămadă, dar crezi că omul, veteranul de război își permite să construiască, să investească în digurile astea când el acum trebuie să-și refacă soba sau alte, are alte cheltuieli. În plus, o să vedeți interviul lung filmat de Natalia Jorminski pe Curaj TV. Omul a înfiat și un copil și acum îmblă de la stat să ceară ajutoare, să crească copilul, să-l dea la o grădiniță și am înțeles că e foarte complicat, e prea birocratizată treabă și omul crește din banii lui cum poate și dumneata îl pui acum să mai facă și un dig să înlocuiască munca primăriei. Pentru ce avem dar Consiliul Raional? Pentru ce avem primării la fiecare localitate, la fiecare comunitate de 1000 de oameni, de alegători? N-ar trebui să avem nevoie de ei dacă fiecare trebuie să se descurce singur în fața ploilor, în fața ninsorilor, în fața alunecărilor de teren, etc., etc. Ce facem? Mai privim un video? N-ați auzit așa de cursa ciclistică pentru combaterea corupției? Nici eu n-am auzit, nici fratele meu Ghenadie Brega n-am auzit până pe data de 13 iulie când am inventat-o ad hoc. Ne-am uitat în calendar că e sâmbătă, că avem timp liber, ne-am gândit să facem o plimbare, o promenadă cu bicicletele și ne-am gândit să-i dăm și un nume la chestia asta. Ne-am adus aminte că cu 3 ani în urmă am avut o ispravă pe care am făcut-o împreună. El atunci era cameraman la Jurnal TV, eu eram șomer. I-am prins pe niște angajați CC făcând ceva ilegalități, CC fiind Curtea Constituțională. Și atunci ne-am gândit să le dăm o replică și am făcut un CC al CC, adică cursă ciclistică contra corupției. Vedeți, vă rog, isprava noastră. Faceți ca noi sau poate chiar mai bine decât noi. Unde duci tu, domnul Brega? Ne ducem să vedem vila prezidențială, să vedem pădurea, unde acum 3 ani, în 2010, angajații de la Curtea Constituțională și-au luat zi liberă în ziua în care noi aveam protest, într-o zi de lucru. Și erau la picnic, erau cu mașinile Parlamentului și n-au avut nicio explicație plauzibilă. Pur și simplu au zis că noi ne-am luat zi liberă din cont propriu ca să mergem la mănăstire. Și atunci erau inundații pe la Prut, pe la Nistru și lor nu le păsa de inundații, făceau picnic în păduri. Considerăm că asta e un act de corupție, atât timp cât în zi de lucru oamenii sunt în păduri cu mașinile Parlamentului. Iar când sunt întrebați la cameră, ei întreabă așa de ciudat, spun că dar de ce v-ați băgat? Că e o distracție privată. Da, într-o zi de lucru cu mașini de Parlament, distracție privată. Oare asta dacă au avut bani de așa garde în scândură groasă? Și casă o să-și tragă aici la palele pădurii. Vilă, casă montană. Putem să ne imaginăm. Asta deja e pădure, nu? Dar cum? E pădure de la Durlești. După legislație permiți să fac casă de pădure? Să-l întrebăm pe primarul de la Durlești. La care mi-a sărit un semn reflectorizant roșu de la roată. Altul am pierdut când vineam de la Pepeni cu vermeu Ion săptămâna. Mai ușor era drumul pe mersul pe drum asfaltat, dar vedeți că și aici sunt mari riscuri și pericole pe șoseaua asta Chișinău-Leușeni. Nu sunt porțiuni, acostamentul ăsta de la marcaj nu e pregătit pentru ciclat și când mergeau tiruri sau fel de fel de mașini în goană ne puneau viața în pericol. Totuși am ajuns la kilometru 31, iată unde la măsuța asta, dacă poate vă mai amintiți, în 2010 i-am găsit pe majoritatea angajaților Curții Constituționale bând, chefuind în zi de lucru, cu scuza că ei s-au pornit la mănăstire și că și-au luat din timpul lor liber. Dar erau cu mașina RMP. I-am făcut cu ou și cu oțet, au dat atunci toate televiziunile
imaginile celea video cu ei alergând ca gândacii prin pădure. Dar nimic nu li s-a întâmplat de atunci. Nimic n-au pățit. Continuă să fie angajați la Curtea Constituțională, să fie purtători de cuvânt, șef de aparat, șef de cancelarie, șef de finanțe, chiar dacă s-a schimbat între timp conducerea CC-ului. De aceea noi, cu fratele meu Ghenadi Bregă, poate și alți cicliști, suntem dispuși să mai facem astfel de curse ciclistice contra corupției, pentru că ni se pare un fenomen foarte grav care sufocă această societate și e bine să conștientizăm ce înseamnă corupție, ce înseamnă conflict de interese, ce înseamnă furt din banii publici. Vă poftesc și pe dumneavoastră să luați atitudine, să comentați 022-235-008 sau prin Skype ne numim Inamicul Public într-un cuvânt. Alo! Alo, bună seara! Bună! Eu cred că vorbim de atâta vreme despre acest caz al domnului Pânzaru, încât nu realizăm într-adevăr ce se întâmplă. Oameni buni, gândiți-vă puțin, adică începem să credem că este doar un caz așa abstract. Gândiți-vă puțin prin ce trece omul acest în fiecare zi. Gândiți-vă că în timp ce noi vorbim foarte comod fiecare de la noi de acasă, acest om trăiește într-o baracă și gândiți-vă ce frustrare el trăiește pentru că a luptat pentru această țară. Din acest punct de vedere și numai din acest punct de vedere pot să consider că Transnistria este un stat mai valabil din punctul de vedere în care își tratează combatanții de război care au fost de partea lor. Este rușinos că o grămadă de combatanți în acest război care au luptat de partea Moldovei și chiar Pânzaru a fost, din câte am înțeles, a crescut într-o casă de copii din Tiraspol, deci avea toate motivele să fie separatist și totuși a ales să lupte pentru Moldova. Haideți și încă să lupta ne cu tricolorul și acum afișează pe coliba lui tricolorul, ceea ce mulți au uitat. Haideți să ne gândim la următorul aspect, că o grămadă de taximetriști din Chișinău, dacă îi întreb și pornești așa pur și simplu o discuție, îi consideră pe soldații lui Ilie Ilașcu, care s-au luptat pentru Republica Moldova, îi consideră niște bețivi, îi consideră niște haimanale care jefuiau satele din Transnistria, oameni care locuiesc în Chișinău. În ce stare am ajuns? Am ajuns în așa stare încât un om cu dizabilități și chiar a fost filmat la Curaj TV, este jignit de un asistent social, acum trecând la altă temă, și până acum statul nu face nimic, cu toate intervențiile la doamna Buliga și la toți ceilalți miniștri. În ce privește libertatea de exprimare, eu mă pun puțin pe gânduri în ce privește Jurnal TV. Dacă Jurnal TV nu este interesat să audă părerea telespectatorilor și să promoveze o astfel de emisiune la niște ore care ar asigura o audiență mai mare, stau să mă gândesc dacă într-adevăr scopul este informarea sau este doar o mimare a libertății de expresie. Cred că Jurnal TV ar trebui să aprecieze mai mult această echipă a Curaj TV, care într-adevăr este singura din Republica Moldova care face acest lucru și din propria experiență vă spun că și în țara vecină, în România, lipsește foarte mult o astfel de echipă. Din păcate, noi în România ne-am axat acum mai mult pe jurnalismul de divertisment, pe televiziunea de divertisment și pur și simplu oamenii, societatea civilă nu mai are o emisiune în care să se exprime, deși în continuare și acolo sunt o grămadă de probleme. Deci eu consider că conducerea ar trebui să și revizuiască puțin atitudinea față de acest tip de emisiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru comentarii și pentru sugestii date administrației Jurnal TV-ului. Sperăm să o ia în considerație. Tatiana Matei zice pe Facebook: propunerea mea este când vin demnitarii străini la noi în țară să nu viziteze numai beciurile de la Cricova, dar să intre și prin penitenciarele din Moldova și în casele de copii, etc. Ei intră uneori săraci, fac sugestii, comentarii, dar demnitarii noștri le ignoră cu nesimțire sau le pun pe rafturi acolo și stau să prăfuiesc impresiile
străinilor despre penitenciarele noastre, despre azilurile de bătrâni, despre internate. Vă ascultăm. Bună seara, Vasile, mă numesc. Bună. Aș vrea să fac așa o remarcă la doamna aceea care a vorbit în limba rusă, cu nostalgia de soluții simple. Asta e problema noastră, cred că a tuturor, că căutăm ordinea așa simplistă, care deja a încercat să o facă fie Hitler, fie la Coreea de Nord, acolo încearcă. Dar soluții simple, ele nu există deocamdată, ele, știu eu, munca zi la zi, cum la Germania, unde oamenii, nu electorat, ca la noi, sunt tratați așa, odată la 4 ani, dar se numesc bürger, adică cetățeni. Și, cum ați spus dumneavoastră, zi la zi se contribuie prin munca lor cotidiană la aceea, ca să nu dezamăjească, să nu dezamăjească democrația. Institutul ăsta, care, da, într-adevăr, el e rău, dar mai bine nici nu există. Nu sau a fost încă descoperit. Sau la taloane, sistemul de taloane înapoi, sau la înainte. Trebuie să ne definim. Pur la noi nu prea se înțelege cum vrem să, unde vrem să ajungem noi. Vrem să trăim ca la Statele Unite, care e cea mai avansată țară, și dacă da, atunci cu cântecă înainte, sau înapoi la Coreea de Nord. Asta e problema. Aici problema de, ați atins și dumneavoastră în emisiunea dumneavoastră de mai multe ori, problema de mentalitate. Cred că ortodoxia prea mult ne strică, joacă festă, că există așa o investigație care face extrapolarea de credință așa practicată de bază cu nivelul vieții, și cele mai bune, bun nivel de viață cel mai înalt în țările protestante, adică Statele Unite, Europa de Nord, pe urmă la catolici, adică Franța, Italia, Spania, și ortodoxii se întrec deja cu musulmanii. Adică mentalitatea asta colectivă, mai mult individualism în sensul bun al cuvântului, și fără căutarea soluțiilor simple. Viața e foarte complicată și nu trebuie să o simplificăm. Vă doresc multă baftă în încercările dumneavoastră de a intelectualiza publicul nostru. Asta e mai greu, de asta trebuie să se ocupe Academia de Științe, intelectualitatea și mai ales școala. Eu încerc să îi trezesc la realitate. Ce producem, aceea consumăm, ne scrie un domn profesor, doctor în științe tehnice și fizico-matematice, dar el semnează modest Valentin Rimski, parajurist, și ne scrie următoarele. Italia produce îmbrăcăminte de calitate, Germania automobile, țările baltice creează măcar o impresie plăcută, dar ce produce Republica Moldova? Nouă ne place să producem minciuni în cantități deosebit de mari pe care le consumăm. De exemplu, avem câtă frunză și iarbă. În vara anului 2008, la Sankt Petersburg, Voronin îi raporta solemn omologului său rus Medvedev despre 2 tablouri, chipurile furate din Ermitaj și găsite de polițiștii moldoveni în urma măsurilor speciale de investigații. Presa rusă însă a ironizat. Voronin padaril Medvedevu 2 mâlnăh puzărea. În vara lui 2009, aceiași polițiști depistează 20 de milioane de dolari și ruble rusești false pentru finanțarea Revoluției Portocalii și asasinarea lui Chertoacă. În vara lui 2010, aceiași polițiști și agenți sub acoperire experimentați depistează un kilogram, aproape 2 kilograme de uranium, uraniu 238 în valoare de 9 milioane de euro. Iar pe 7 iulie 2011, prețul fabulos a fost confirmat de fostul ministru de interne Victor Catan, care se lăuda la ProTV că a contracarat contrabanda cu uraniu pentru Bin Laden. Deși generalul a avut suficient timp să verifice pe Google, pe internet, precum că un kilogram de uraniu 238 nu valorează mai mult de 100 de dolari americani. Expertiza substanțelor radioactive a fost efectuată chipurile în laboratoare americane cu ajutorul ambasadei americane în Chișinău,
Dar cine a suportat cheltuielile pentru transport? Pentru a transporta mostre peste ocean fără permisiunea MAGATE-ului? Răspunsul îl știe avocatul principal al țării, Gheorghe Mihalochioae, care îl apără pe unul dintre inculpați, Constantin Savițchi. Și domnul Rimski, care ne scrie de la închisoarea 13, nu știu de ce a pus pe aceasta a doua filă numărul 3, dar se pare că ea e numai a doua. Sau dacă a mai scris și o a doua filă, a uitat să ne-o trimită. În scrisoarea lui numărul 24. Poate el are un registru acolo și poate verifica. Nu vedeți nicio legătură între miniștri și avocații mincinoși cu 42% din elevi picați la BAC? Apropo, analiza chimică și izotopică din G-Redmet de la Moscova costă $150, cu eliberare timp de 24 de ore a unui certificat recunoscut în toată lumea. În vara lui 2011, polițiștii experimentați, decorați cu ordine și avansați în grad, unul din ei fiind capitan în 2009, a devenit colonel peste 2 ani, au depistat uraniu-235 într-un container de papură evaluat deja la $100 milioane. Furnizorii, ca și în cazurile precedente, erau agenți deghizați ai poliției. Despre dolari falși foarte mulți au vorbit și au scris propagandiștii comuniști de meserie, Isaev de la Comunist, Miheeva, Boico de la Puls, Talmaci, Starăș de la NIT, corporația, Cropanțeva, Irjanova de la Trud, aplicând metoda lui Iosif Goebbels. Dacă o minciună e suficient de mare și o repezi destul de des, eventual oamenii vor începe să o creadă. Minciuna deținuților distorsionați cu viziuni pro-comuniste Ion Cazapu, Vasile Școdin, Gheorghe Plopan nu este suficient de mare în comparație cu minciunile papagailor comuniști pentru a fi acceptate de Procuratura Generală, la adresa căreia vă rog, domnule Oleg Brega, să reexpediați denunțurile colective, pentru ce vă mulțumesc anticipat. Să vedem cum denunțătorii vor repeta depozițiile lor în judecată. Cu respect, Valentin Rimski. Și nu știu care, domnule Rimski, sunt denunțurile colective pe care vreți să le trimit la Procuratura Generală, și degeaba mi-ați trimis și un plic nefolosit pe care să-l folosesc, pentru că nu știu exact ce vreți să anume să trimit. Aveți avocat, Ilie Rotaru mă poate vedea în fiecare duminică în parc, sau chiar mâine o să-l întâlnesc la Curtea Supremă de Justiție, pentru că merg să monitorizez încă un caz al dânsului. Explicați-i lui ce trebuie să fac sau puneți-l pe el să facă chestia asta. Eu nu mă pricep și nu pot să vă fac hatârul. Mai avem o mărturie filmată de mine azi, între două proteste, la Procuratura Generală, unde am întâlnit-o pe o doamnă care a solicitat să nu-i declinăm identitatea pentru că nu vrea să aibă și mai mulți dușmani în satul ei. Dar femeia zice că vine de la Țânțăreni, a nenii noi, și nu mai vrea să se întoarcă acolo pentru că e terorizată de niște vecini și de polițiștii de sector din sat. Vedeți, vă rog, ce se întâmplă în satul unde Chișinăul își duce toate deșeurile la gunoi ăștia de lângă Țânțăreni. Eu ieri am plecat de acasă pe vina polițiștilor și pe vina vecinilor. Dar și ce s-a făcut? Duminică? Duminică. Este o vecină care și el mă amenință cu moartea. A să vie să mă moare. El străga în gura mare de toată mahala. Eu am obosit. Eu după infart, după operații grele. Dar nu te-ai plâns la poliție că te amenință? Vă spun că poliția nu face nimic, dimpotrivă. Mi-a spus de câte ori am să fac plângere, atâta să... Am făcut plângere la Procuratura Generală, am trimis telegrame, s-au ascuns tot. Acum ai venit în audiență, da. Orice? E ascunse de la audiență, am vorbit cu secretara. Așa. Din cancelare și mi-a spus că la dânsa nu-i nimic, nici un document. Nici o plângere, da. De-a mă tare. Eu sunt dispus să nu mă întorc acasă deloc. Dar pe unde se duce? Nu știu, nici la rude nu vreau să știi, până acum nu știu, nici la rude, nicăieri nu vreau să mă duc acasă. De ce? Te tem de vecină, de poliție? Nu, mă tem de dânsă, dar am obosit de terorizarea lor. Am înțeles. Ei vor să mă moară exact cum l-au omorât pe soțul. Și de aceea vreau. Dar cine l-au omorât pe soțul? Polițistul de sector, polițiștii de sector. Cum? Și vecinii, terorizându-ne. Întrând prin grădină, am fost furat, strașnic furat, sunt toate dovezile filmate. De atâta, vă rog, dacă puteți să veniți la fața locului să filmați toate dovezile care sunt. Eu nu mă întorc, de azi nu mă întorc acasă, eu de ieri sunt plecată de acasă, am obosit. Nu mai am ieșit lăcrimi, nimeni
În toată ziua mă gândesc care surpriză o să facă vecinii ăștia. Am înțeles. Mi-a stricat gardul, sunt filmări. Sunt toate dovezile, absolut toate dovezile sunt la fața locului. Nu mai pot de acum. Nu v-ați judecat? Nu. N-am dat în judecată, niciodată n-am dat în judecată, dar acum sunt dispusă după legi. Eu nu am putere, eu am puțin, foarte puțin de trăit. Această doamnă și alții în situația ei ar trebui să știe că toți avem puțin de trăit pe lumea asta, dar ar trebui să ne trăim această viață cât mai demn, cât mai curajos, cât mai plin, pentru că s-ar putea să fie ultima. Și ar trebui să știți că nu producem noi documente, probe, mergând la fața locului și văzând durerea, rana, buba dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să produceți aceste documente. Filmați cu orice aveți. Păstrați acele înregistrări video, folosiți-le în instanțele de judecată, dați-ne și nouă la presă să le difuzăm. Dar noi ce difuzăm? Acestea sunt doar mărturii ale faptelor care se întâmplă. Noi nu suntem instanțe, noi nu facem justiție, noi nu facem dreptate. Noi doar mărturisim. Noi povestim despre ce se întâmplă, despre ce vedem. Noi nu spunem cine are dreptate, cine nu. Asta e rolul mass media. Luați-ne ca aliați în lupta dumneavoastră, dar lupta trebuie să fie pe cale legală și pașnică, cu proteste, cu petiții, cu procese de judecată, că la alegeri o să ieșim cu toții când o să vină ocazia. Vă ascultăm. Bună seara. Bună. Vreau să sunt Victor Roșca de la Chișinău. Da. Trebuie în ajutor și în apărarea omului celor de la Căușeni, că acel ce i-a spus că n-are știe de lop hărlețul acela în mână și să fac singur omul, e clar, lucru că ei vor lucrători de pe primărie, din neamurile cele lor. A doua, cu democrația asta noastră, e clar, lucru că n-ai ce face. Dar dacă noi vom fi puțin mai adunați, mai împriuniți, mai nemuriți, putem să-i dăm jos și să le facem un drum bun, să ne înțelegem cu Rusia și să-i ducem în Siberia pe toți. Nu cred că ar trebui să ne răzbunăm pe săracii ruși care nu sunt mai mult de 5% conform ultimului recensământ. De ce să dăm vina pe niște minoritari când vina e de fapt a noastră? Că eu nu zic noi, majoritarii, votăm eu pe cei care ne conduc în Parlament și în Guvern. De ce să dăm vina pe ruși, pe găgăuși, pe evrei, pe homosexuali, pe extraterestri, când vina e a noastră, a majoritarilor, care putem decide tot în țara asta, dacă am fi un pic mai rațional și mai deștept? Oleg, eu am vorbit cu totul de altceva. Eu am vorbit nu de ruși, de ucraineni, de toate. Pe cine vrei să-i duci în Siberia? Și de ce să-i duci în Siberia? Îi ducem pe ăștia, ai noștri, care șed în Parlament. Pe care? Cei 101 și în locul lor pui alții ca ei. Și ce ai obținut cu asta? Găsim noi, sunt băieți tineri frumoși. Nu o să fii deloc mai deștept și mai breaz decât Beria și decât Stalin, care a deportat niște oameni pentru că au fost membri de partid sau au lucrat la primărie sau pentru că au idei neconforme cu ideile partidului lui. Deci, dacă ai să deportezi pe cei 101 deputați numai pentru că sunt membri în Parlament sau pentru că sunt membri în Consiliul Municipal, nu o să fii deloc mai breaz decât Stalin și Beria. Cineva pe telefon îmi scrie să faci dig și să îndrepți apa spre ograda vecinului, foarte moldovenește. Ei, iată, așa moldovenii îi reproșează omului de la Căușeni. Că de ce nu și-au făcut dig ca să se protejeze de apa care vine din întreg drumul din poarta lui? Cristian Marin ne mărturisește de la Pitești, se pare. Sau de la Ploiești. La rugămintea mai multor vecini din cartier, exasperați de zgomotul, praful și zguduirile zilnice ale locuințelor lor cauzate de lucrările de pe șantier, am scris acest articol de protest pe care zilele viitoare îl voi depune în numele lor la primăria Ploiești, cu tabel de semnături și bon de registratură. Ne place că se face, nu ne place cum se face. La mai bine de un an de la demararea lucrărilor la proiectul AFI Palace Ploiești,
primăria s-a gândit și ea, în sfârșit, să înștiințeze cetățenii riverani despre acest proiect comercial grandios, plantat chiar în mijlocul cartierului. Citem prin prezenta notificare, vă aduce la cunoștință că a fost depusă la primărie, nu știu. E, domnule Marin, e prea lungă povestea, Cristian Marin. Ne bucurăm că aveți încredere în noi, dar noi avem încredere în dumneavoastră, sperăm că pe această cale, calea petiționării și mai ales cu tabel de semnături de la cetățenii nemulțumiți, sperăm că să influențați deciziile la nivel local acolo la Ploiești. Dacă nu, luați-ne pe noi ca martor și publicăm pe internet, difuzăm poate și în această emisiune plângerea dumneavoastră, sperăm să fie mai mulți spectatori sau ascultători măcar dintre demnitarii de la Ploiești, că oamenii de rând în mod sigur ne urmăresc și de acolo. Mulțumesc tuturor pentru atenție, ne reîntâlnim joi seara și încă lunea următoare și iarăși joi, după care vom avea o vacanță, sper să nu fie definitiv. Altfel, vă aștept la protestele pe care le anunțăm noi în această emisiune, urmăriți-ne și pe internet. Noapte bună, la revedere!